Bună dimineața! Noi servim micul dejun la 12 și un sfert. Ne-am trezit târziu și am cumpărat ieri o pâine din asta ungurească. Ne-a cumpărat tata de la restaurant acolo a coborât și era vis-a-vis. Foarte bună pâinea. Bună, bună. Așa de tare mă doare mijlocul. Am dormit cam nasol la seară. Hai, mărcuți, mănâncă! Da. M-a apucat să fac compoziția pentru perișoare și aici compoziția pentru chifteluțe. Am pus apă la fier și până la urmă voi face ciorba de perișoare fără afumătură, cu borș, cu leuștean. Și din toată compoziția asta voi face chifteluțe și știu că îmi vor ieși multe chifteluțe. Iar din compoziția asta voi face perișoare, pentru că eu nu am oala mare și mie îmi place să fie perișoarele micuțe și chifteluțe la fel mai micuțe. Și voi băga și cartofi la ciorbă, deci așa că nu voi pune să fie foarte multă carne. Am pus perișoarele în ciorbă și de acum o să mă pot să fac compoziția asta. Am pus puțin bulgăraș de savoare, sare, piper, un ou, o să rad un cartof și o să-l storc de zeamă și o să pun pe smet. De obicei puneam pâine înmuiată, dar mă enervează că nu se înmoaie. Cum trebuie cel puțin asta ungurească, e așa mai coaja mai tare. Da, ca la pireu, da. Și o să adaug niște usturoi, o să pisez și niște mărar o să bag în interior. Nu am pătrunjel, așa că voi băga mărar, iese bune și cu mărar. Bogdan se apucă să-mi taie niște cartofi pentru ciorbiță. Și cred că o să-mi iasă o cantitate cam mare de chifteluțe, dar din moment ce am decongelat carnea, clar nu voi mai congela și mă gândeam să fac altceva, dar nu știu ce, în afară de perișoare, sarmale și chiftele, chiar nu știu ce. Și sarmale am mâncat acum la sărbători, chiar nu-mi trebuie, am mâncat de 3 sau de 4 ori și nu mai trebuie sarmale, așa că voi face chifteluțe și câte ies, atât ies. În loc de pâine voi pune pe smet, cam atât, nu foarte mult, un pic usturoi voi pisa după ochi, totul pun după ochi în momentul în care fac mâncare. Eu așa m-am obișnuit să fac totul după ochi. Bogdan mereu se întreabă că cum de reușesc să-mi iasă. Păi pun puțin gust, dacă mai trebuie mai pun și tot așa. Pun și chifteluțele la prăjit. Am mutat aici oala de ciorbă, mai am aici de făcut câteva, am mai format câteva biluțe și mă apuc să mai formez. Aia pot să o arunc și că aduc alta. Mi-a căzut mănușa pe jos. Poftim? Regula lui 3 secunde, ușii? Nu. Dacă în 3 secunde ai luat, nu e nimic. Da? Ah. Nu. Lasă-să, poate e vreun păr pe acolo, mă, de la mini. Gata, am făcut chifteluțele și uitați-o pe Selena cum își mănâncă struguri ăștia cu sâmburi, că ei nu-i plac strugurii care au sâmburi. Adevărul e că și pe mine mă enervează, în special la strugurii ăștia rozalii așa, au niște sâmburi foarte, foarte mari și nu doar unul, deci au mulți în interior și sunt destul de enervanți. Câteodată îi scuip, câteodată îi mănânc, dar... Hai să vă cum tai eu. Okay. Nu am găsit struguri fără sâmburi, că i-aș fi cumpărat. Eu am rupt unul de aici. Așa, și da? Nici Marc nu mănâncă. Și bag în gaură asta cuțit, așa, da? Bune, Marc! Și tai și deschid asta. Uite, ia-și tu un strugurel de la Selly fără sâmbure. N-are sâmbure! Uite-l! Uite-l! E gol! N-are sâmbure! Atunci ia o chifteluță. Ai zis că ți-e foame. Poftim! Ia să vezi ce bună e! Am tăiat-o și am luat sâmburele. Ce, e of sau ce? Da, arde. Arde, Marc? Ia uitați, vedeți? Stai că te șterg acum. Da, bine, nu e bună, nu? O mănânci? O mănânci? Da-ți mă pune. N-o și iau un strugure, cum am zis. Și bag în găurica asta, așa, cuțitul și tai. Și eu iau un cola și îl pun aici, în paharul ăsta, știi? Și îl beau, așa. Ui! Nu mai râde, mă, de mine!
Păi arăt și eu cum pun un par de col, astfel îi arată cum își taie scumpurile, știi? Așa și eu chestia asta albă o tai și o nu. Uite așa să mănânc o strugure. De mine nu prea că sunt bărui, uite ce mari sunt. Ai strugure, tati și măta. Îți spune, în loc de, dacă ai lipsă la măsără, îți pui acolo. Îți dai plombul direct, plombul. Îi sâmuri. Îți dai plombul. Uitați cât mi-am tăiat. Bine, e un întreg. Ia, pustă chifteluță. Un întreg. Da? Pe care îl tai și îți fac bucățele așa. Pentru că n-am cum să scos sâmburii. Am dat sâmburii pe mine. Da, s-o spus așa. Ia, păi cum am apucat să le scos vasele? Sâmburii mei. S-au variat. Ce vreau să zic? Sâmburii ăștia nu sunt mici, sunt mari, deci nu sunt mici, cum credeți voi. Nu-i voie, Mimi. Eu și mănânc în timpul ăsta. Așa sunt eu. Să știi. Rupem codița, o băgăm aici. Aici avem un șervețel cu codițe, dar nu avem prea multe, multe. Și aici un șervețel cu sâmburi. Da, bineînțeles. Eu să punem, să facem vorba. Punem sare. Punem sare. Ce m-a zveriat. Punem greța. Lăsăm să fiarbă, apoi punem tastă de ardei, bulion. Ea vorbește singură. Da. Vorbești singură? Vorbesc singură, da. Foarte singură. Uite-te, uite-te la cameră, să te vezi. Ia uite-te să te vezi. Uite-mă să mă cucu! Cucu-bau! Cucu-bau! Mai uite, cucu-bau! Ia fă o voce, nu voce ta. Poți să faci vocea asta. Cucu-bau! Cucu-bau! Nu, 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 nu voci. Cucu-bau! Cucu-cucu-cucu-cucu! N-am ultima tură de prăjit chifteluțe. De prăjit. Chiftele. Mamă, ce sâmbure mic! O să arăși înghiții cu totul. Glumea, nu. E sâmburele astea. Seamănă ca o așche. M-a intrat o așche, mama! De la piper. A intrat o așchi, uite! Aaaa! Nici ăsta nu putem să-l înghidim. Dar ce faci? Uite, sâmbul ăsta. Mi-a luat. Gata, mine, că mă doare. Și te doare căpățâna. Deci tot ce vreau, tot ce... Nu tot ce vrei. Nelimitat. Nelimitat. Vezi că filmez! Stai că vine să nu-ți... Mă gândeam că... Da, ai mă cuvinte, am pus piper. Gata! Dar nu mai mă gândi la... Ba, da! Ba, nu! Uitați cât mi-am tăiat! Șorbi, mai îmi dai unul, ca să mai am. Vrei să o las așa? E colorată sau colorată? Colorată. Da, așa ce are? Te duci la restaurant, așa ți-o dă, n-ai văzut? Da, că ți-o dă așa. Așa ți-o dă, mă! Nu ți-o dă, nu. Așa ți-o dă, nu-ți spune bulion. E mai bună fără bulion. Hai să gustăm, să vedem. Mă, tatu, tu! Gata, te-ai tăiat? Oh, ăla mai lovit. Ah, unei olicii că ai dus-o? Da. Mi-a pus-o să mi-am dat cu oaia, că ai avut răcitura de la cargă. Da, da, da. Aruncă! Da, uite, acum vine. Da,
te rog. Mulțumesc, mami. Am cătetul cu bășitul tău. Cu bășitul tău are Da, ce bune chiftelele. Bă, sunt foarte bune. Da, numai asta am zis că s-au strâns. Dar ce crezi că chiftelele se strâng, normal, ce... Stai, mă, nu mă uiți. Stai ca să te curăm, să te duci. Vezi câteva ce faci. Tata. Dai cu piciorul. Pleci cu spatele. Și dansezi. Spatele faci în așa vier. Sau rachetă? Faci rachetă? O să pune un pachet. Da, lasă-mi! Nu mai gândi la... Și-s foarte bun strucul ăștia. E foarte bun. Da, fără să mori. Fără să mori. Cu singur nu mai sunt bun. Nu. Bine, dacă completează. Deci că mie decozești. Decojești. Mă, de ce rugă-i, mă? Da, lasă-mă tu, dar mi se rugă. Și iau un strugurem, cum am zis. Și bag în găurica asta așa, cuțitul și... Hai. Și eu iau un cola și îl pun aici, în paharul ăsta, știi? Și îl beau, așa. Ui. Nu mai râde, mă, de mine. Păi arăt și eu cum îmi pun un par de cola, Steli arată cum își taie strugurele, știi? Așa și eu, chestia asta albă, o tai și o lungă. Uite așa să mănânc o strugure. De mine nu plac să-mi bori, uite ce mari sunt. Dar strugurile tale și mă ta. Îți spune, în loc de, dacă ai lipsă la măsără, îți pui acolo. Îți dai plombă, direct, plombă. Să mori. Faci plombă. Uitați cât mi-am tăiat. Bine, e un întreg. Ia, câtă chifteluță. Un întreg. Da? Pe care îl tai și îți fac bucățele așa. Pentru că n-am cum să scot să mori. L-am dat să mori pe mine. Da, s-o spus așa. Ia, păi cum am apucat să le spun vasele? Sâmburii mei. S-au variat. Ce vreau să zic? Sâmburii ăștia... Nu sunt mici, sunt mari, deci nu sunt mici, cum credeți voi. Nu-i voie, Mimi. Eu și mănânc în timpul ăsta. Așa sunt eu. Să știi. Rupem codița, o băgăm aici. Aici avem un șervețel cu codițe, dar nu avem prea multe. Și aici un șervețel cu sâmburi. Da, bineînțeles. Punem, să facem ciorba. Punem sare. Ce m-a zveria. Punem zveria. Lăsăm să fiarbă, apoi punem pastă de ardei, bulion. Ea vorbește singură. Vorbești singură? Vorbesc singură, da. Foarte singură. Uite-te, uite-te la cameră, să te vezi. Ia uite-te, să te vezi. Uite-mă, să mă văd. Cucu! Cucu-bau! Cucu-bau! Mai imită, cucu-bau! Ia fă o voce, nu voce ta. Poți să faci vocea asta. Cucu-bau! Nu voce. Cucu-bau! Mai am ultima tură de prăjit pixeluțe. De prăjit. Ești ele? Mamă, ce sâmbure mic! Asta l-aș înghiți cu totul. Glumeam, nu. E sâmburele astea. Seamănă ca o așche. Mai intrat o așche, mama! De la piper. A intrat o așchi, uite! Nici ăsta nu putem să-l înghim. Dar ce faci?
Este sâmbul ăsta? Nu, nu, nu. Și pe mine îmi gata, mine, că mă doare. Și te doare căpățâna. Deci tot ce vreau. Nu tot ce vrei. Nelimitat? Nelimitat. Vezi că filmez! Stai că vine salut. Am pus. Mă gândeam că... Da, ai făcut minte, am pus piper. Gata! Dar nu mai mă gândi la... Ba, da! Ba, nu! Uitați că mi-am tăiat. Uite, șorbi. Mai îmi dai unul, ca să mai am. Vreți să o las așa? E colorată sau colorată? Colorată. Da, așa ce are. Te dăm la restaurant, așa ți-o dă, n-ai văzut? Da. Cât așa ți-o dă, mă! Nu te-o... Așa ți-o dă, nu-ți spune bulion. E mai bună fără bulion. Hai să gustăm, să vedem. Mă, tatăl, tot! Gata, te-ai tăiat? O, ăla, mai lung. Pune o licică, ai dus-o? Da. Mi-a pus o semenată cu aia, aia cu răcitura de la Calgan. Da, 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 da. Aruncă! Da, uite, acum vine. Da, tata, te rău. Aruncă, aruncă te tu cu bășitul tău. Cu bășitul tău, aruncă te da, ce bune chiftelele. Bă, bășinică mică. Sunt foarte bune. Da, numai da. Acum asta că am zis că s-au strâns. Dar ce crezi că chiftelele se strâng, normal, ce... Stai, mă, nu mă uiți. Stai ca să te curăm, asta, să-i duci. Vezi câteva ce faci. Gata. Dai cu piciorul. Pleci cu spatele. Și dansezi. Spatele faci din așa vie. Sau rachetă? Faci rachetă? O să pune un pachet. Dar lasă-mi! Nu mai gândi la... Și sunt foarte bun strucuri ăștia. E foarte bun. Da, fără să mori. Nu-i voie, Mini, nu te oftica. Băieții au plecat la Lidl și la Carrefour și am rămas cu Sally și Mini e ofticată că nu a luat-o și pe ea afară. Voi lăsa ciorba să fiarbă, că cartofii mi s-au fiert, mă așteptam să fie perișoarele fierte și ele, dar nu sunt în totalitate, deci ele mai trebuie. Eu eram obișnuită cu carnea de pui, că aia fierbe repede. Asta de porc se rup perișoarele când încerc să le tai, doar că se simte așa oarecum. Carnea nu este făcută suficient și o să las așa ciorba la foc mic. Și eu o să mă duc să mă apuc de treabă. Mă duc să-mi iau grătarul, să întind niște rufe, să bag alte rufe la spălat. Și să fac curățenie la baie. La noi este norat, dimineața era senin și soare. Dar bate vântul tare, acum s-a norat. Și am nevoie de apă minerală, lapte, ouă, nu știu ce o să mai ia de la Lidl, de la Carrefour mai am nevoie de câte ceva. Pastă din aia asta, nu sper să găsească că n-am mai găsit de ceva timp. Unde mi-a fi pus mie Marc telecomanda de la instalația asta din balcon, că nu o mai găsesc. Aș fi vrut să pornesc instalația, dar nu știu unde. A, uite-o. Da, să pornim un pic instalația. Noi o să desfacem bradul, la noi a venit preotul pe data de 30 sau 31. Și o să desfacem astăzi bradul. Cred că instalația de aici o voi mai lăsa. Nu știu, acum să vedem. M-am apucat să dau cu aspiratorul, am terminat și ciorba, am făcut curățenie și la șinșile și la baie, am făcut curățenie pe unde mi-am propus. Mai am de făcut curățenie în casă, doar că voi face mâine, mai ales că astăzi vreau să-mi desfac bradul și dau cu aspiratorul pe aici, pe restul casei, în afară de sufragerie, că în sufragerie o să mă apuc de... Da, după ce strâng bradul, tare greu mie să dau cu o mână cu aspiratorul, mai ales că am locuri unde trebuie să trag anumite lucruri. Și
Bogdan imediat ajunge de la Carrefour, o să vă arăt și ce produse a cumpărat. Și apoi să le dau mâncare copiilor, să mă apuc de brad. Este destul de târziu ceasul, cred, nici nu m-am mai uitat, dar dacă am mâncat noi pe la vreo 12 și... Tare mult mă ajută lanterna asta de la aspirator, vă zic sincer, foarte, foarte bună. Fetele se joacă cu plastelină, o să mă apuc să-mi spăl aragazul, am așteptat să se răcească. Gata și ciorbița, a ieșit foarte, foarte bună și acră, așa acruță, numai bine acum după mâncarea asta grea, o zi am, din asta chiar merge, doar că ce nu merge, așa să zicem, ar fi perișoarele, că sunt destul de grele și ele, dar mâncăm zeamă și câteva perișoare doar. Nu prea am mâncat tocătură în perioada sărbătorilor, doar câteva sarmale, în rest nu am mâncat altceva cu tocătură. Tu? Ce vrei? O perișoară? O să-ți dau când scol la răcit. Da? Că acum am spălat aragazul. Da, tu! Hai că-ți dau altceva ție. Na. Poate ți se ducea în gâtul. Ți-au luat tata mâncare, acum vine cu ea. Oricum dimineața ai mâncat, mai ai cred că un plic sau două, nici nu mai știu. Unu mai ai. Mai un plic din ăsta și acum ți-a aduce de la ceva, de la Purina, parcă ți-a luat, nici nu știu. Și mai ai și din astea, vrei să-ți dau de asta? Ce vei? Mâncă strugurile, vrei de asta? Hai că-ți dau un din ăsta acolo, hai stai. Stai să scot să-ți dau, să vedem. E bun? Ai văzut? Ce ți-am dat eu ție? Mai încolo să mi-a dat și o chiftea. O gustare din aia de căței și un strugure. Ce norat e afară, așa întunecat. Deci dacă închid becul, uitați ce urât e în casă. Tot întunecat, așa din cauza că afară e norat. Având în vedere că este 31 sfert și noi la 12 și ceva mâncam și am făcut atâtea treburi și ciorbă și chiftele și am dat cu aspiratorul și curat la șișile și curat în baie și micul dejun și toate cele, eu zic că cât de cât a ieșit treaba bine. Mai am de făcut un duș. Asta e fierbinte, cred, nu pot să-l ating. Și să desfacem bradul. Să dau ceva mâncare copiilor. Ia să văd că nici nu știu cu care să fac, dau cu ăsta. Dăm cu ăsta. Trebuie să ajung și pe la cost 2000 să cumpăr câteva chestii. Haideți să vă arăt ce a cumpărat Marc de la Lidl și de la Carrefour. Imediat îți dau. Da? Ce ești? Murdar, dă-ți te șterg pe mâini. Așteaptă, așteaptă. Și o să încep cu produsele de la Lidl. Mi-a cumpărat 5 cutii cu lapte, aceste 3,5. Uneori le cumpăr la bidonul acela mai mare, alteori la cutii. Dar îmi place mai mult la cutie că nu stă laptele mai mult desfăcut în frigider. Deși la noi laptele se consumă cel mai și cel mai repede. Chiar am rămas fără lapte la cafea astăzi și n-am mai avut să-mi fac cafea, așa de tare m-am ofticat. Și nu mă așteptam, am cumpărat foarte multe cutii de lapte înainte de Crăciun și s-au consumat toate. Bogdan a cumpărat înghețată pentru copii, Marc și-a ales-o, doar că am băgat-o la congelator că deja se înmuiase. Nu ne place mult această înghețată, asta are gust de piersică spre mango. Mai mult a mango mi se pare mie că are gust decât a piersică, deci aici arată că e făcută cu... De fapt, nu, cred că și cu mango, ia stai să vedem, deci piersică și asta e mango, da, și asta e cu fructe de pădure. Și aia cu fructe de pădure îmi place, dar asta cu mango mai mult. Ia să vedem, scrie. Deci, înghețată cu gust de vanilie, cu fructe exotice, fructe de pădure, deci cred că are și mango. Nu văd nimic scris de mango. Suc concentrat de fructul de fructul pasiune. Uite, piure de mango. Da. Deci înseamnă că de aceea simțeam eu gustul ăla intens de mango. Eu am crezut că e doar de piersică. M-am uitat la piersica asta și am crezut că sunt feliuțele piersicii tăiate, dar nu. Dar sunt foarte bune și îmi plac și celelalte tot din aceeași gamă cu ciocolată albă, neagră și ciocolată normală. Amăruie, da, aia neagră.
A cumpărat acești cârnați. Ăștia sunt cu brânzare, iar ăștia sunt cu pastere și porc, așa să mai avem la micul dejun, că chiar nu știu ce să le mai dau de mâncare. Și am zis să-mi cumpere aceste șervețele pentru șinșile și pentru mini, când am nevoie să folosesc la ele. Trebuie să ajung la COS 2000, probabil mâine, poimine, încă nu știu, să văd, am mai multe lucruri de cumpărat și mi-a scos carnețelul să-mi fac o listă. 10 ouă, avea și cofra cu 30 de ouă, dar i-am zis că n-are rost să-mi cumpere, că nu folosesc atâtea ouă acum, cel puțin în perioada sărbătorilor mai zici că mai folosești, dar acum chiar nu. 4 iaurturi grecești, o caserolă cu kaki, hârtie igienică din asta cu două straturi, și aceste prosoape de hârtie pentru a strânge când face mini ceva, nevoile, sau la baie când mai șterg toaleta, să nu stric acele role de la Regina, că sunt foarte bune și foarte groase, sunt calitative, să le stric așa doar că strâng un răhățel sau, scuzați-mi expresia, sau să șterg un veceu la toaletă. Și i-am zis să-mi ia niște role din astea să avem. Și hârtie igienică nu a găsit, a zis că decât aceasta și încă un fel mai avea, deci era cam gol pe la Lidl. Și haideți să vă arăt prețurile de la Lidl. O să vă arăt așa cu bonul, nu o să vă mai zic eu. Merg așa încet și citiți. A, și baxul de apă minerală care a rămas în mașină, acela am uitat să vi-l spun, deci 94 de lei și 28 de bani, 5 cutii de lapte, sau 4, aici scrie 4, dar sunt 5. Da, nu știu ce mi-a trecut, aba nu, 5, 4 iaurturi, da, am greșit. Întotdeauna greșesc cu bonurile astea, mă încurc că sunt așezate așa ciudat. Bun, și haideți să fără ce a luat și de la Carrefour. Tata e în cameră, l-am trimis să stea în dormitor, că vorbea la telefon și nu mai mă înțelegeam. Voi vorbiți aici, tata vorbește la telefon, iar eu filmam și nu ne mai înțelegeam absolut deloc. Bun, și haideți să vă arăt ce a cumpărat și de la Carrefour. Selena a avut aceste snacks-uri de la Cheetos. Stai. Eu am vrut acești Lays, dar tot nu mi-a luat Bogdan, pe care i-am vrut eu. Aceștia sunt așa puțin cârlionțați, dar sunt aceia care zici că sunt în valuri. Aia îmi plac mai mult decât aceștia, dar data viitoare când mă voi duce eu la cumpărături. Două pachete cu actimel de fructe de pădure, deja șuricelul și-a băgat nasul și-a luat de aici. 10 pachete cu sticks-uri din astea cu sare, Susan, sare, cred că a luat Bogdan jumătate. Susan, 10 pachete, așa, o soluție pentru geamuri, marca Carrefour, un bidon de 7-Up, Marc și l-a ales, o plasă cu lămâi, o pâine, saș de gunoi, marca Carrefour, pentru la gunoiul de la toaletă, pasta mea preferată de la Sano, nu am găsit-o de foarte mult timp. Nu știu de ce nu s-a mai găsit și acum Bogdan a găsit și i-am zis să-mi cumpere 3 să am. Costă 6 lei și ceva această pastă, îmi place la nebunie, face spumă, curăță grăsimea, nu se întărește cum este acțiunul, chiar am acțiun și m-a disperat maxim. Un mirositor pentru mașină de la Paloma, acesta cu pin, dacă nu l-ați încercat, cu brad sau cu ce o fi, el miroase, wow, ce m-am speriat, miroase demențial și fresh, proaspăt, tot ce vrei. Această pastă de ficat de la Sergiana, nouă ne place foarte mult, mi se pare că e precum un pateu adevărat. Vestiții macaroni, care mie îmi plac foarte mult și n-am mai cumpărat de ceva timp, doar că nu știu de ce nu mi-a cumpărat Bogdan și cu macarons roz, că mie îmi plac cel mai mult. Și ăștia îmi plac, dar probabil n-a găsit sau așa a cumpărat, nu știu. Două caserole cu afine, aseară marca am mâncat afine foarte bine de la Carrefour, am cumpărat din afi și am mai vrut și astăzi. Pentru mini a cumpărat de la Friskies 4 plicuri și de la Purina One 4 plicuri. Așa. De fapt tot de la Purina, fii atent. Asta e Purina One și asta e Purina Friskies. Nici nu știam că e aceeași
marcă. Bogdan și-a cumpărat aceste arahide cu miere. Marc, nu mai țipa, te rog, stai să filmezi, după aia țip cât vrei. Porumbul acesta așa prăjit cu sare. Asta a fost pe preferințele și poftele mele. Selena a avut aceste chipsuri în formă de pulpițe și nouă ne plac mult și n-a găsit pungă mare, așa că a luat două mici. Deci așa că acele bomboane de pom sunt numai bune. Ia să vedem, găsesc și eu una să ales. Hai că am găsit și eu una. Eu o să mănânc și eu una de asta. Măcar câte mai am, că nu o să mai am multe și acum nu cred că mai găsesc să cumpăr de astea, dar oricum nu mă agit eu foarte tare cu bomboane. Nu, din greșeală ți-am dat-o jos, am vrut să dau în gură. Poftim? Da, dragă, duce tata brăzuțul în beci. Uite, acum eu mă apuc de strâns lucrurile astea și apoi mă apuc să strâng bradul cu tata sau să mâncăm. Dar cine a umblat aici la cereale? Eu. Tu ai umblat, Marc? Nu. Nu? Aici ai umblat tu acolo? Nu? Ia spune-mi tu mie, uite minicea. Vezi că eu aveam dat cu aspiratorul. Lasă că-ți dau să mă știu. Și ce ai de la Fares cu lavandă? Am terminat zilele trecute cutia și îmi place foarte mult ceaiul cu lavandă. Vai, da ce țipă, Marcă, deja îmi țiu eu urechile. Și haide să vă arăt și bonul de la Carrefour. Și costă 3, da? Că tu nu le pui și pe astea așa mici. Împreună. Că nici nu știu cum să țin bonul ăsta. Mai nu mai țipa așa, mai stai să termin filmarea, mă! Bau, bau, bau! Bau, stai că să nu spun capul. Deci asta e pasta sa, nu? Cu 6,30 lei cutia și e nemaipomenită de bună. Și-a dat 166 de lei, 78 de bani. Mie nu mi se pare că a dat mult pe ceea ce am cumpărat. Acum sunt dăți în care mi se pare că dă mulți bani pe anumite produse și chiar mi se par puține produse și sumă mare. Acum chiar mi se pare ok și cât a dat la Lidl și cât a dat la Carrefour, chiar nu mi se pare mult deloc. Mai ales că a cumpărat macarons și ăștia de obicei sunt mai scumpe. Afinele sunt mai scumpe în perioada asta și le-a găsit cu 6 lei și ceva. Și chiar e ok. Bine, dacă stai și te uiți așa și te gândești, sunt câteva produse, câteva sticks-uri, chipsuri, actimelul ce a fost mai scump și macaronsul. În rest, na, bine, și astea 8 lei și ceva pachetul, 6 lei și ceva, parcă pachetul a fost la una. Și mă apuc să le pun la locul lor. Am vrut să dau mâncare copiilor, se joacă cu plastelina acolo pe masă, dar nu vor să mănânce. S-au apucat de stixuri, azi că nu le este foame. Ciorba a ieșit atât de bună, mi-am șters și aragazul. A ieșit ciorba atât de bună și acră, așa faină, v-am mai spus și v-am înnebunit cu ciorba mea. O să mănânc doar eu cu Bogdan, dacă ei nu vor să mănânce, la revedere. Și aici mai am chifteluțele. O să fac un piure de cartofi mai târziu. Cine vrea să mănânce, bine. Cine nu vrea să mănânce, iarăși e bine, nu e nicio problemă din punctul meu de vedere. Și trebuie să vin, mi-a adus Bogdan cutia de la brad și să vin să mă apuc să-mi strâng covorul, că altfel voi face numai sclipici și să ne apucăm să strângem bradul. Îmi pare rău de el că na, m-a obișnuit pe data de 5 decembrie, se face o lună imediat de când îl avem, doar că încurcă destul de tare. În locul acela s-ar mai fi jucat Marc, am zis că acolo îi vom pune acest covoraj. Acest covoraj l-am cumpărat din Oșan cu 40 de lei și atât de mult m-am ținut să vi-l arăt, dar n-am reușit. Mi se pare chiar foarte ieftin 40 de lei pentru că am dat pe acest covor 40 de lei, care este dintr-un material oribil. Parcă 40 de lei am dat sălii pe el, nu? Sau 50 de lei, ceva de genul. Și parcă a avut doar două mașinuțe. Și ăsta pur și simplu e un covor mai ca lumea, mai fain. Și nu se mișcă în momentul în care merge cu mașinuțele pe el. Nu alunecă când vrei să calci pe el, cum alunecă celălalt. Și din Aușan, nu știu că îl mai găsiți, puteți să încercați. Dacă auziți la mine că uneori pronunț Oșan, alteori Aușan, sau la Avon, Avon sau Avon, pronunț și eu cum îmi vine în gură. Da, și acolo am zis că vom pune acel covoraș cu acest joc
Și cu, nu știu, trebuie să mai cumpăr cutii. Trebuie să mai cumpăr cutii pentru jucării. Și sper să-l conving pe Marc să putem să dăm bucătăria aia, ca în loc bucătăriei să mai punem cutii cu jucării, că nu știu pe unde să le mai punem. A primit o grămadă și când merge pe la magazin mai pune mâna pe câte ceva. Și credeți-mă că în momentul în care mergem în Carrefour, Jumbo, Auchan, Pepco, nu mai are ce să-și aleagă și se enervează foarte tare, că nu are ce să-și mai cumpere pentru că le are aproape pe toate. Tu ai grijă să nu cască, acel scaun se mișcă și se balansează. Te-ai cu minte, mai mă trezesc cu tine să te răstorn. M-am tot ținut să vă spun despre aceste bomboane de pom. Deci, nu-mi pare rău că le-am luat. Eu mi-aduc aminte că erau, nu știu, altfel. Acum ori eu le confund. Eu am dat doar 2 lei pe această punguță, dar nu-i găsesc termenul de valabilitate. Uite la aici, măcar să știu și eu când expiră. Deci expiră pe 1.10.2022, ceea ce mi se pare destul de ciudat. Adică le-ai fabricat pe 1.10.2021 și expiră atât de repede? Ce, Marc? Dar de ce expiră așa de repede aceste bomboane, frate? De ce nu au un termen mai lung? Cine mănâncă atâtea bomboane? Că eu una nu pot să mănânc. Mănânc una, două și deja m-am îndulcit. Și astea să le vedem. Dar cred că și astea au același termen de valabilitate. Au un jeleu foarte ciudat în interior, vă spun sincer. Deci nu-mi plac. Astea nu le-am desfăcut. Astea expiră în 8-5-2022. Deci asta e altceva. 8-5-a mâncăm, dar... întâia 10-a, mă, bă, Ioana, și că ești bătută în cap, mă, nu vezi, mă, întâia 10-a, mă, fată, nu e întâi, eu aveam impresia că e întâia 2022, eram cu gândul în altă parte, eu cred că, deci eu mă contraziceam acum singură și cred că ori v-am indus și pe voi în eroare, ori unii dintre voi v-ați dat seama și deja râdeați de mine. Se mai întâmplă, dar nu știu de ce. De ce m-ai indus pe mine întâi? Eu așa am crezut că era întâia 2022, dar e întâia 10-a 2022, adică e luna octombrie. Și eu credeam că e luna ianuarie. Bun, în fine. Oricum, nu-mi plac atât de mult. Adică nu-mi plac, cred că mai deloc, nu atât de mult. Deci au un jeleu foarte diferit. Mai am aici niște bomboane care le-am primit de la soacra. Astea sunt cu cremă din aia înăuntru, nu cu jeleu. Și acestea sunt cu jeleu, dar au jeleul ăla bun, fratele meu. Un jeleu foarte, foarte bun în comparație cu jeleul celălalt. Și mie îmi plac mult mai mult acestea decât celelalte. Deci astea au așa un jeleu mai ciudat. Nu știu, foarte ciudat. Astea sunt bomboanele care îmi plac mie, da? Acum asta este. Poate le-o mânca Bogdan, dar și Bogdan nu prea mănâncă bomboane cu, din astea de pom. Adică lui îi plac astea cu jeleu, dar nu știu care dintre ea să vedem vrea să mănânce. Ia să-i dau una din asta. Să vedem care îi place mai mult, că poate îi plac și mai mănâncă el. E bine că n-am dat mulți bani pe ele decât 2 lei, că altfel m-aș fi ofticat. Ia să vedem mănâncă dacă îi dau. Îi zic să guste jumate dintr-una, jumate dintr-una, să vedem care îi place. Dar cred că el vorbește la telefon și e posibil să fiu refuzată. Deci am mai spălat niște rufe și am întins 2 ture de rufe cu lucruri care nu se pot băga la uscător că mi le strică, cum ar veni rochile care am fost îmbrăcate de Revelion, bluza această pufoasă. Haide, Mini, hai să-i lăsăm să doarmă. Hai să vedem ce face domnul Andruș. Domnul Andruș, tu la telefon vorbești? Ia mușcă jumate din asta sau un sfert și vezi dacă îți place. Să... Nu, eram sigură. Am zis că poate mănânci tu, dar nu. Deci... A, plăcat mai bine ceva mai. Da? Ia, vedem asta. Ține tu deoparte, deoparte. De parte a dat vreo eroare de la ei. Cum, mă, stai, mă, nu trage, mă, că ți-o dau. A dat vreo eroare de la ei. Ia uite ce face soțul meu, vedeți? Măcar de-ar fi câștigat bani. Da, e gratis. Să vedeți ce se agită când e să piardă acolo, să ia coinul sau ce ți dă. Eram sigur, am zis că poate îți plac astea și te proste și le mănânci tu. Da, alea sunt mai bune, e că? Da. Alea îmi plac și mie. Hai, Mini, hai să mergem, că el are... Te las pe întuneric? Da. Haide, lăsăm așa să facem economie, că ai șosete, ai șosete albe și training. A, bun, stați să vă arăt. Uite, draga mea, are șosetele albe și training pe el. Ca țăranii, exact da, ca țăranii. No, e bun, te-am lămurit acum. Hai, Mini.
Hai să plecăm să lăsăm să facem economie, că s-a scumpit curentul de luna asta. Să-l lăsăm pe întuneric. Deci e bun, are șosetele... Asta, stai să dăm drumul aici la uscător, să se usuce rufele. El are șosetele albe și treningul negru, precum țăranii, dacă așa, din punctul tău de vedere, vezi? Nu s-au căzut de aici, mă. Și stai să vă arăt ce șosete am și eu. Eu am roșii, tot cred că ca țărancele, nu știu ce zici așa tu, tot ca țărancele sunt șosetele mele roșii. Și am și pantaloni albaștri. Na, acum ce pot să vă spun, dacă avem ca țărani... O să vă arăt Ilia. Gata, am demontat și noi brăduțul și parcă pare așa un spațiu mare aici. Și a pregătit Bogdan aici mașinuțele astea frumos și era tare, tare bucuros, Marc. Foarte bucuros. Bun, ce am vrut să fac eu? Eu am să închei filmulețul. V-am pupat cu mare drag, să aveți grijă de voi. Pa, pa!